Fanta, gata, uite, Fanta. Gata, uite, Fanta, domnule, Fanta. Fanta este. Eu vă spui drept. Eu mă rog la Dumnezeu și Fanta este. Asta, vă spui Fanta, gata. Să vedem ce vrăji au mai făcut politicienii noștri. Începem cu fostul premier Victor Ponta, anchetat de DNA Ploiești în cazul matrapazlucurilor făcute de cumnatul său. Am fost citat ca martor, am dat declarații la ceea ce m-a întrebat procurorul. E, dar stați puțin, peneliștii au băgat criteriul integrității pentru candidații la viitoarele alegeri. E un proiect care exclude orice fel de truc păcăleală. N-avem decât o variantă. Le-am adoptat, le aplicăm. Punct. Altă soluție nu există și le recomand tuturor colegilor mei care cred că mai pot să ocolească vreunul sau altul din criteriile ce vor fi votate și în forma în care vor fi votate să uite. Dar hai să vedem care sunt criteriile de integritate peneliste. În primul rând, candidații liberali nu trebuie să fi fost ofițeri sau colaboratori ai fostei securități, dar nici să fi făcut parte din nomenclatura comunistă. De asemenea, traseismul politic, nepotismul, contractele cu statul. Deci, contracte cu statul. Doamna Gorghiu, vă aduceți aminte când apărați Electrica și vă bătușova care apăra în instanță Rovinar Turceni? Nu o fi Electrica o firmă integral deținută de stat, dar se pare că trebuie să vă excludeți prima. De asemenea, traseismul politic, nepotismul, contractele cu statul sunt criterii de respingere. Să trecem acum la PSD, unde șeful suprem, Liviu Dragnea, rămâne certat cu limba română și face confuzii impardonabile. Să începem direct cu o întrebare pe care... Domnul Mircea Gâdea. Mihai Gâdea. Domnul Mihai Gâdea, recunosc că am stat de la începutul emisiunii și am văzut prima parte. Aș vrea înainte de toate să dau un răspuns domnului de la Schweinhofer, care i-am urmărit. Domnul Dragnea, pe care i-am urmărit? Asta e boală grea în PSD. Apropo de PSD, în locul lui Vanghelie s-a ridicat alt membru, Nenea Călinoiu, care inventează gimnastica anaerobă. Vă rog să-mi permiteți să apreciem gestul pe care l-a făcut o tânără a liceului, a Colegiului Național Tudor Vladimirescu, cu activitate amplă la Clubul Elevilor, recunoscută în domeniul gimnasticii anaerobe. Dacă tot ne-au adus aminte de Vanghelie, noi credem că e greu de depășit. Ia să vedem, aduceți aminte? De întâmplările care au fost în următoarele două zile, care au trecut. Am auzit aseară niște băieți simpatici de la anumite ministere pe la televizor și îi trimis să ducă dracul la muncă sau să citească câteva almanahe. Apropo de Vanghelie, el are mari probleme în arestul la domiciliu. S-a rănit la dești, cu fi tăiat ceapă. Trebuie să mă operez, dar nu am invocat motive de astea la momentul acuzat. Am făcut o infecție. O să văd ce fac, da, nu știu. Chem salvarea. Interesant este degetul la care s-a infectat Marian. Vezi, dacă îl bagi mă pe unde nu trebuie, te infectezi. Trebuie să mă operez, dar nu am invocat motive de astea la momentul acuzat. Am făcut o infecție. Stați așa. Domnul Vanghelie! Dar ce ați pățit la dești? Da, deci știți vă la deget? Nimic, adică să vă explic. Dar da. De ce aveți degetul bandajat? Asta e, da. Nu, deci să vă explic. Deci eu, când eram primar și nu doar persoană fizică la sectorul 5, da? Mi-am prins degetul. Adică l-am băgat puțin la buget, da? Așa. L-am buiat la buget. Înțeles. Dar ce să băgați degetul? Că am auzit că ați băgat mâna până la cot. Și nu e bandajat. Și nu e bandajat. Păi nu, stați puțin, dar mai întâi am vrut să testez cașcavalul. Deci am băgat un deget. Deci ăsta e cașcavalul. Da, ăsta e cașcavalul. Deci am vrut să testez cașcavalul și porba am vrut să dau la toată lumea. Cum ce chinezii. Da, chinezii. Deci chinezii, domnul Huidu, zice așa. Fiecare cașcaval cade decât în buzunarul care trebuie, adică... Am înțeles! Da, vă doare, de-aia l-ați bandajat, nu? Deci, practic, nu mă doare așa prea... tare? Prea mult. Deci, da, am avut o mică problemă cu doamna Chioveși. Așa. De ce? Păi când am ajuns la Codruț, am vrut să-i dau și ei. Doamne, și s-a făcut poftă și m-a mușcat de el, nu știu de ce. Stați un pic, avem fete, da. Dansează. Pentru că dacă doamna Chioveși are dreptate și mă ascunde câțiva ani, n-o să mai pupați fete vreo 10-15 ani. O să fiu eu? Tu.
Să știe că investițiile în stil românesc își bat joc de banii publici, dar și de fondurile europene cu care majoritatea sunt făcute. Pe străzile Ardealului și Vișinului din Arad se muncește, nu glumă. Numai că Anapoda, firma care a câștigat licitația pentru lucrările de asfaltare în tot orașul, a început să toarne stratul de bitum pe o vreme neprielnică. Este umezeală, iar noaptea temperatura coboară sub 0 grade. E proastă calitatea, domnule. Uitați-vă dumneavoastră cum șerpuiește și acolo în capăt, că deja de două săptămâni turna, deja e groapă. Îmi dăm banii degeaba. Cel puțin în Arad, oamenii nu au stâlpi pe mijlocul asfaltului ca în alte părți. Când am venit și o fac cu drumul, o mai largit și de stâlpul a rămas în mijlocul drumului. Cum vă descurcați cu stâlpul ăsta în mijlocul drumului? Ne-am obișnuit. Locuim aici, suntem de aici. Dar de când a apărut în stâlpul ăsta din mijlocul drumului? Ia una a fost. Lista investițiilor praf este încheiată de coșurile de gunoi fără fund, ca și ai la noi. Zeci de coșuri nou-nouțe au fost montate în centrul orașului și pe marile bulevarde, dar nu au fund. De-a dreptul interesant. Probabil n-au mai avut bani și pentru partea aia. O să se scurgă pe jos toată mizeria. Cum să le pun așa fără fund? Cum fac de obicei orice lucrare, nu vedeți? Uitați-vă pe aici, pe cum lasă după ei. Minunea secolului sunt. La Răzvan și Dani în emisiune, Răzvan face o mărturisire. Suntem pe droguri ușoare, de ce să nu spunem direct chestia asta? Mâine, păi mâine o să venim și cu nebulizator din ăla, că nu o să mai meargă așa. O să trebuia... Ce branulă? Pe branulele noi le bem. Le luăm așa cu... Vai de mine. Noi bănuiam ceva, dar acum greșeala recunoscută e pe jumătate iertată. Și e clar că e așa, pentru că altfel nu ne explicăm această prestație. Sunt vagabondul vieții mele. Ca într-un film cu Raș Kapoor, cu care și semăn. Măturător de praf de stele și cu surgiu, fără cusur. E, dacă băgai și cărcotași fără cusur, erai tare. Dar știm noi unul de la voi din emisiune care a făcut icte. Continuă cântării. De asta dată cu fetele. Amalia cu vocea și Flavia cu antrenul. Vaie verde și o lună, zice lumea că nu-s bună. Cum dracu să mai fiu bună, că-s iubită la o lună. Că bărbatul meu se duce tot la alta să se culce. Dar ar Dumnezeu, bărbate, să te ia dracu într-o noapte. Să nu mori în patul tău, că ai fost cu mine prea rău. Să nu-ți fie în viață bine, că ți-ai bătut joc de mine. Dacă nu știați, fetele s-au și antrenat pentru așa cântare. Bine, Flavia mai mult a dansat. Da, Flavia acum repeta cântatul, da? Da, da, a cântat foarte bine. Chiar și Dani a remarcat chestia asta. El ne face o dezvăluire. Vreau să vă imaginați, dragi colegi de suferință, corporatiști, oameni care lucrați în bănci multinaționale, imaginați-vă că domnișoara secretară, în timpul unei ședințe importante, apare cu propriul ei acordeonist și exact când managerul companiei vrea să facă o dare de seamă, începe acordeonistul. Noi cred că știm de unde s-a inspirat Dani. Ia să vedem, măi, corporatiștilor. Vă aduceți aminte? Suntem participanți ai unui proces mondial. Suntem pion, dar avem posibilitatea să schimbăm. Din păcate, să schimbăm. Am
aflat de la Digi24 care sunt candidații cu șanse în ocuparea scaunului de primar al Bucureștiului. Ia auziți ea! Bună seara, Liana, bun găsit tuturor! În acest moment, socialdemocrații se pot lăuda că în rândurile lor se află cel mai bine clasat potențial candidat la primăria capitalei și este vorba despre fostul ministru al educației Caterina Andronescu. În acest moment, ea ar fi votată de 44,6% dintre bucureșteni. De cealaltă parte, și liberalii au un candidat bine plasat, este vorba despre europarlamentarul Cristian Bușoi. El ar fi însă votat acum de 36% din locuitorii capitalei. Dar există și un zvon. Gabriela Brânceanu Firea Pandele s-ar rupe din sânul familiei și dacă domnul Liviu ar vrea, ar candida la primărie. În rândurile socialdemocraților a mai circulat un zvon în ultima perioadă, cum că senatorul Gabriela Brânceanu Firea ar putea fi un candidat la primăria capitalei. Președintele PSD Liviu Dragnea a spus că ar fi o variantă bună, însă în cadrul formațiunii nu s-a luat încă o decizie finală. Nu este, nu e Gabi Firea, e Firea. Corect, am filmat cu camera ascunsă la ședința PSD. În exclusivitate, luați copiii din fața televizoarelor. Mama eroină, Firea, își depune candidatura pentru București. Firea! Dragii mei cetățeni, oameni, animale, dar și bucureșteni. Eu sunt Gabriela Vrânceanu Firea. Probabil că majoritatea mă știți de la televizor. Eu v-am văzut, dacă îmi permiteți, decât și față în față. Decât și față în față, da. Da, în fine, reau. Probabil că majoritatea mă știți de la televizor, unde prezentam știri la cel mai minunat și cinstit post de televiziune din univers. Dar puțin dintre voi știți că eu, profesional, sunt și mamă. Pot să confirm, e o mamă adevărată. Da. Mulțumesc, mulțumesc, Rovana. Nu ca nenorocitul ăla de Băsescu, ticiorul. Bun, dacă voi mă doriți și eu doresc să fiu mama voastră, a bucureștenilor, și să știți că am experiență. De ce am experiență? Pentru că am fost mamă vitregă a orașului, să vă cine știe. Eu, iubita, voluntari, unde... Hai, tu să tași, Pandelică. Vezi, doamnă, că la București sunt comisioane mult mai mari decât la voluntari. Da, lăsați, domnul Oprescu. Voi transforma Bucureștiul în cel mai frumos oraș din Europa. Și când zic Europa, mă refer la continent și nu la binecunoscutul centru comercial în apropierea căruia locuiesc eu. Iar acum, special pentru electoratul masculin, vă rog să priviți această poză cu mine. Și da. Și da, sunt eu. Și da, sunt real. E real, e real, că de-aia am luat-o. Vă spun eu decât că e real, pentru că i-am testat. Pentru că i-am testat. De ce mă copii, domnule? Nu mă pot abține. Până și eu i-am testat. Știu că și eu i-am testat. Da? Sunt, mai vreți dovezi? Vă rog. Bătută, desfăcută la Ce ai întoarce-te să-ți vedem curul! Domnilor! Domnilor! Bine, mami! Pandelică! Domnilor! Vă rog frumos să nu vă pierdeți cu Firea! Câștigați cu Firea! Și nu despicați Firea în patru! De ce? Pentru că o să mă pierd cu Firea! Firea la primărie! Pentru binele vostru, Firea! Statusuri de excepție, dragi noștri. Primul. Mulțumesc frumos, Fifi, Alexandra. Citește. Iată ce scrie aici. Yeah. 19 ani, o săptămână de sală. Păreri. Invidioșii să se abțină. Vreau să aud păreri de la cei care știu cu adevărat ce înseamnă culturism. Ceva idei de definire m-ar interesa, că masă am destulă. Mamă, câtă masă are!
Vreau să spun, dragă frumosule, că Arnold era un șoricel pe lângă tine, iar Hercule era o glumă proastă. Eu nici nu vreau să mă gândesc ce pot să pățesc dacă mă atingi cumva din greșeală cu un biceps din ăla. Mamă, săracul! Aruncă tu. Peste cap. Așa. Poate iar te lovesc. A doua aia, fiate. Trei dungi la treling? Este. Șampanie scumpă? Este. Gogoși de casă? Este. Bă, dacă nici asta nu e nuntă perfectă, să nu-mi spui mie. Este. Epa! Este foarte adevărat ce spune și domnul Andy Adrian. Mare dreptate are omul ăsta. Când mi-e foame rău de tot, scot un muc și îl bag în bot. Uite. Bravo! Câtă rima, frate! Bravo! Extraordinar! Furia ta arată apetisant, da? Și tu ești cu o chestie foarte consistentă acolo. Deci ți-ai folosit imaginația și toate cunoștințele despre bucătăria modernă și forare în puțuri, nene, că asta e cu petrol. Deci ai trecut în etapa următoare. Ce să mai ești la Masterchef, gata. În marea finală vei avea de înfruntat un coprofil. Și culmea lui Mihai Gâdea. Asta e. Când mi-e foame rău de tot, scot un muc și-l bag în bot. Așa. Gata? Gata. Trebuie să avem o extragere.